Care din cei trei? Poveste veche și totuși veșnic nouă. Nadia, fica Mariei Ivanovna Langer, văduva unui consilier de stat, stătea de vorbă pe terasa străvechei și luxoasei vile a mamei sale cu Ivan Gavrilovici, fiul unui cunoscut comerciant din Moscova. Era o seară minunată. Dacă aș fi meșter în zugrăvirea frumuseților naturii, aș descrie luna care privea blânde după nori, scăldând în lumina ei plăcută pădurea, vila și drăgălașa fața a Nadiei. Aș descrie și șoapta lina a copacilor și cântecul privighetoarei și susurul abia auzit al micului havuz. Nadia stătea cu un genunchi pe marginea unui jilț și cu mâinile pe balustradă. Ochii ei, niște ochi gale și catifelați adânci priveau nemișcați spre desișul verde. Pe chipul ei, mic, palid, luminat de lună, jucau două pete mai întunecate. Era rumenea la obrajilor. Ivan Gavrilovici stătea în spatele ei și-și nervos cu degetele barbarară. Mâna îi tremura, când se sătura să-și jumulească barba, începea să-și potrivească și să-și tragă cu mâna cealaltă cravata subțire și urâtă. Ivan Gavrilovici nu era frumos. Semăna cu maică sa, care arăta ca o bucătăreasă de țară. Avea o frunte mică, îngustă, parcă turtită, nasul cârnteșit, cu o scobitură în loc de proeminență și părul ca o perie. Ochii lui mici, înguști, ca de pisoi, priveau întrebător la Nadia. Iartă-mă, bolborosi el oftând spasmodic, iartă-mă că-ți vorbesc despre sentimentele mele, dar te iubesc atât de nebunește, încât nici nu știu dacă sunt în toate mințile, simt în piept lucruri cu neputință de exprimat. De cum te-am văzut, Nadejda Petrovna, mi s-au aprins călcâiele, adică vreau să spun că m-am îndrăgostit nebunește, iartă-mă, dar când te gândești... Pauză. Ce frumoasă e astăzi natura! Da, foarte frumoasă! Nici nu știi ce extraordinarie e să iubești o făptură atât de minunată ca dumneata, în mijlocul unei naturi la fel de minunate, numai că sunt nefericit. Ivan Gavrilovici oftă și se trase iar de barbă. Foarte nefericit! Eu te iubesc, sufăr și dumneata... Știu, ar fi greu să ai un sentiment față de mine. Dumneata ești cultă, savantă ca oricare fată de nobil, iar eu... Eu sunt fiu de negustor și atâta tot. Cu alte cuvinte, nimic. Am eu bani mulți, dar la ce îmi folosesc banii dacă nu pot fi cu adevărat fericit? Fără fericire, averea nu-i decât un blestem, o floare stearpă. Mănânci bine, umbli bine cu trăsura, dar viața-i pustie, nadejda pe trovna. Te ascult. Nu, nimic, adică, la drept vorbind... Voiam să te mai supăr cu o întrebare. Ce dorești? Ai putea să mă iubești? Pauză. Am oferit mămicăi, adică vreau să spun mamei dumitale, mâna și inima mea pentru dumneata și ea mi-a spus că nu mai de dumneata depinde totul. Poți prin urmare să-mi vorbești și fără să mai aștepți în cuvințarea ei. Ce răspuns îmi dai? Nadia tăcea, privea de sișul verde întunecat unde abia se dezlușeau trunchiurile și horbota frunzișului. O interesau umbrele negre mișcătoare, aninate de copaci, ale căror vârfuri se legănau ușor la adierea vântului. Tăcerea ei îl sugruma pe Ivan Gavrilovici, căruia îi dă dură lacrimile. Suferea. Și dacă mă refuză, se gândea el și la gândul acesta cumplit, un fior de gheață îi despică parcă spatele lui lat. Fii atât de bună, Nadejda Petrovna, spuse el, nu-mi zdrobi inima. Gândește-te că dacă stărui într-una o fac din dragoste, de aceea... Pauză. Dacă... Pauză. Dacă nu-mi dai răspuns, nu-mi rămâne decât să mor. Nadia întoarse capul spre Ivan Gavrilovici și zâmbi. Îi întinse mâna și spuse cu un glas care în urechile comerciantului din Moscova suna ca un cântec de sirenă. Îți sunt recunoscătoare, Ivan Gavrilovici. Știu de mult că mă iubești, și știu cât de mult mă iubești. Dar eu. Eu. și eu te iubesc, Jean. Ar fi cu neputință să nu te iubesc. Ai o inima atât de bună, ești atât de devotat. Ivan Gavrilovici rămase cu gura căscată începu să râdă și în culmea fericirii își trecu palma peste față ca și cum ar fi vrut să se încredințeze că nu visează. Sunt sigură că dacă m-aș mărita cu dumneata, continuă Nadia, aș fi cea mai fericită femeie. Dar știi, Ivan Gavrilovici, mai așteaptă puțin, nu pot să-ți dau chiar acum un răspuns definitiv. Trebuie să chipzuiesc bine pasul pe care îl fac, trebuie să mă gândesc pendelete, mai așteaptă. Și cât o să trebuiască să aștept? Mult? Nu, numai un pic, o zi, cel mult două. Asta mai merge. Acum însă du-te, răspunsul am să ți-l scriu. Întoarce-te acasă și eu am să mă mai gândesc. La revedere, poate chiar mâine. Nadejda a întinse mâna. Ivan Gavrilovici o sărută. Nadia făcut un semn prietenos cu capul își mișcă buzele ca pentru sărutare, zbură ca o păsărică de pe terasă și se făcu nevăzută. Ivan Gavrilovici rămase două-trei minute locului, adâncit în gânduri, apoi porni prin grădinița de flori și prin pădurice spre trăsura care l-aștepta într-o poiană. Se simțea moleșit, istovit de fericire, ca și cum ar fi stat o zi întreagă într-o baie caldă. Mergea râzând de fericire. Trofim!" strigă el vizitiului care adormise. Hai, trezește-te! Mergem! Ai cinci ruble, bacșiș! Ai înțeles? Ha-ha!" În acest timp, Nadia se furișase în grabă prin toate odăile spre o altă terasă, coborâse în cealaltă parte a grădinei, apoi, strecurându-se printre copaci și tufe, alergase spre o altă poiană unde o aștepta prietenul ei din copilărie, un tânăr de vreo 26 de ani, baronul Vladimir Stral. Stral era un neamț bondoc mărunt rotofei cu început de chelie. Își terminase universitatea și, înainte de a pleca la moșia sa, de lângă Harkov, venise să-și ia rămas bun. Era ușor cherchelit și tolănit pe bancă, fluiera cântecul popular vânătorul. Nadia alergă spre el și, obosită de fugă, abia putând să mai răsufle, îi se aruncă de gât. Râzând în hohote, trăgându-l de păr, de ceafă și de guler, îi acoperi cu săruturi fața grasă asudată. De un ceas te aștept," spuse baronul, cuprinzându-i mijlocul. Ce faci, ești bine?" Da." Pleci mâine?" Da, plec." Hainule." Și te întorci curând?" Nu știu." Baronul o sărută pe Nadia pe obraz și o coborâ de pe genunchii lui, așezând-o pe bancă. Ei, ajunge, ne-am sărutat destul spuse Nadia. Să mai lăsăm și pe altă dată. Avem toată vremea. Acum să vorbim serios. Pauză. Te-ai gândit, Volia? Da, m-am gândit. Și care-i răspunsul? Când facem nunta? Baronul se încruntă. Iar începe aceeași poveste, spuse el. Am mai vorbit doar și ieri despre asta. Nici gând nu poate fi de căsătorie. Ți-am spus-o și ieri, murit. De ce să mai discutăm despre lucruri discutate și răzdiscutate de o mie de ori? Dar volia, raporturile dintre noi trebuie să ducă la ceva. Cum de nu înțelegi acest lucru? nu e așa că trebuie? Da, trebuie, dar nu la o căsătorie. Ești naivă ca un copil de trei ani, Nadin. Ți-o repet pentru o suta oară. Naivitatea le stă bine femeilor frumoase, dar nu în cazul de față, draga mea va să zică, nu vrei să te însori, nu vrei? Spună pe șleau, nerușinatule, spune deschis, nu vrei? Nu vreau! Ce rost ar avea să-mi stric cariera? Te iubesc, dar gândește-te că dacă mă însor cu tine, ai să mă nenorocești. Nu mi aduce nici avere, nici nume, însurătoarea, draga mea, trebuie să fie jumătate din carieră, iar tu... N-ai de ce plânge, trebuie să judeci cu sânge rece, Căsătoriile din dragoste nu sunt niciodată fericite și până la urmă dau întotdeauna chix. Minți! Minți! asta -i. Să ne căsătorim și după aceea să murim de foame? Să aducem pe lume niște cerșetori? Trebuie să judecăm la rece. Și de ce n-ai judecat la rece atunci? Îți aduci aminte când? Atunci mi-ai dat cuvântul tău de onoare că te vei însura cu mine. nu e așa că mi l-ai dat? Ți l-am dat!" Dar acum mi-am schimbat planurile. nu e așa că nici tu n-ai luat un om sărac? Atunci de ce vrei să mă silești pe mine să iau o nevastă săracă? Nu că vreau să mă port cu tine ca un ticălos, dar am un viitor de care sunt răspunzător față de conștiința mea. Nadia își terse ochii cu Batista și deodată, pe neașteptate, se aruncă de gâtul pravoslavnicului neamț, se lipi de el și începu să-i acopere fața cu sărutări. Ia-mă de nevastă, bolborosia! Ia-mă de nevastă, dragul meu, te iubesc! Nu pot să trăiesc fără tine, comoara mea! Ai să mă omori dacă te desparți de mine! nu i așa că te însori cu mine? Da?" Neamțul stătu o clipă pe gânduri, apoi spuse cu un ton hotărât. Nu pot! Dragostea e un lucru bun, dar nu-i lucru de căpetenie pe lumea asta!" Prin urmare, nu vrei!" Nu! Nu pot! Nu vrei!" Spune că nu vrei!" Nu pot, Nadin, ticălosule, netrebnicule, excrocule, nemțoiule, nu pot să te sufăr, te urăsc, te disprețuiesc. Mi-e silă de tine, nici nu te-am iubit vreodată. Dacă m-am dăruit ție în seara aceea, am făcut-o numai fiindcă te socoteam un om cinstit și credeam că ai să te însori cu mine. Nici atunci nu te puteam suferi. Voiam să mă mărit cu tine, fiindcă ești baron și ești bogat. Nadia și desfăcu neștire brațele și, dându-se câțiva pași înapoi, îi mai aruncă lui Stral în față câteva adevăruri usturătoare, apoi plecă. Rău am făcut că m-am dus atunci la el, se gândea ea în timp ce se îndrepta spre vilă. Știam că nu o să se însoare cu mine. Ce nemernic, mare proasta am fost în seara aceea. Dacă nu m-aș fi dăruit atunci nemțoiului ăsta, n-aș fi avut acum nevoie să mă umilesc în fața lui. Ajungând la vilă, Nadia nu intră în casă. Se plimbă un timp prin curte și se opri la o fereastră slab luminată. Era fereastra odăi locuită pe timpul verii de tânărul Mitia Gusev, care tocmai absolvise conservatorul și era vioara întâi într-o orchestră. Nadia a privit spre fereastră. Mitia, băiat frumușel, lat în numeri cu părbă bălai cărlionțat, era acasă stătea lungit pe pat fără haină și jiletcă și citea un roman. Nadia rămase un timp locului, se gândi și bătu un geam. Vioara întâi ridică brusc capul. cine e acolo?" Eu sunt Dimitri Ivaneci. Deschide puțin fereastra." Mitia își îmbrăcă repede haina și deschise fereastra. Vino afară, săr pe fereastră," îi spuse Nadia. Mitia încălecă pe vazul ferestrei și într-o clipă fulângă lângă Nadia. Cu ce-ți pot fi de folos? Hai să facem câțiva pași, spuse Nadia, luându-l pe Mitia de braț. Știi, Dimitri Ivanici continuă ea, să nu mai scrii scrisori de dragoste, te rog, dragul meu, nu mai scrie, să nu mă mai iubești și să nu mai spui că mă iubești. În ochii Nadiei luciră lacrimi care începură să-i curgă și roaie pe mâini. Erau lacrime adevărate, fierbinți, mari. Nu mă iubi, Dimitri, nu cânta pentru mine la vioară. Sunt o nemernică, o păcătoasă, o femeie care trebuie disprețuită, urâtă, bătută. Nadia izbucni în hohotă de templâns și își lipi căpșorul de pieptul lui Mitia. Mi-e silă de mine, de gândurile, de pornirile mele. Mitia se zăpăci, început să îndruge vorbe fără șir și o sărută pe Nadia pe păr. Dumneata ești bun, cinstit la suflet. Îți dau cuvântul meu de onoare că te iubesc, dar dumneata ta nu trebuie să mă iubești. Eu țin la bani, la toalete, la echipaje, mai mult ca la orice pe lume. Mor de ciudă când mă gândesc că nu am bani. Sunt interesată, sunt egoistă. Nu mă iubi dragul meu, Dimitri Ivaneci, nu mai scrie scrisori. Am să mă mărit cu Gavrilăci. Vezi cum sunt, și dumneata mă mai iubești. Adio! Am să te iubesc și când voi fi măritată. Adio, Mitia! Nadia îl strânse în brațe, îl sărută repede pe gât și fugi spre poartă. Ajunsă în odaia ei, se așeză la o măsuță și, plângând amarnic, scrise următoarea scrisoare. Dragă Ivan Gavrilici, sunt adumitale, te iubesc și vreau să-ți fiu soție. Adumitale, N lipi plicul și îl dădu fetei din casă să-l trimită la adresă. Mâine îmi va aduce ceva, gândi Nadia și oftă adânc. Acest oftat puse capăt lacrimilor ei. După ce mai stătu puțin la fereastră și se liniști, Nadia se dezbrăcă repede și când bătea miezul nopții, plapoma scumpă de puf cu broderii și monograme încălzea trupul adormit, străbătut din când în când de ușoare înfiorări ale tinerei frumoasei și desfrânatei ligioane. Tot la miezul nopții Ivan Gavrilovici se plimba prin camera de lucru și visa cu glas tare. În birou se aflau și părinții lui, care îi ascultau visurile. Se bucurau și erau fericiți de fericirea fiului lor. E o fată bună, nobilă," spunea tatăl. E fică de consilier de stat și e și frumoasă. De un singur lucru e păcat. Are nume de familie nemțesc. Lumea o să creadă că ai luat o nemțoaică."